Salutare tuturor și bine ați dat click la un nou ATV vlog. Dar astăzi nu facem off-road, ci mai degrabă încep modificările alea mai mari la ATV. Va dura, să zic așa, vreo două zile să fac prima parte din modificări. În prima zi mergem la ATV Rom 3 neapărat să-i facem revizia aia de 250, dar noi avem mai mult de 250, trebuie că meargă. Și trebuie să punem scut de protecție sub tot ATV-ul. O să vedeți ce scut top punem. Vă arăt așa un overall al ATV-ului. Stați aproape pe clip pentru că vom face foarte, foarte multe lucruri interesante. Iar în ziua 2, ce? Aveți răbdare, o să vedeți. Hai, let's go cu modificările! Sunt încă la ATV Rom, aștept să mi se mai pună scutul. După care am terminat treaba, am făcut și revizia, v-am arătat niște cinematice. Și stați aproape pe clip pentru că mâine urmează una dintre cele mai importante modificări și nu numai. Și bum, ia vedeți fraților scutul ăsta, Iron Baltic aici frumos, ia uitați protecții, brațe, tot ce trebuie. Aici nu vom mai lua lemne, arată foarte bine, chiar mi-era teamă, bă, oare cum o să-l spăl de nămol, să nu rămână nămolul pe acolo, dar uitați, este gândit foarte, foarte bine. Arată impecabil, ce să mai, și foarte important, avem acum protecțiile astea aici, tot așa de crengi, de pietre, se vede scutul și pe aici. E, ce să mai, chiar arată bine din punctul meu de vedere. Deși aveam mix feelings la început, că e culoarea asta silver, dar de, pentru protecție orice. Și m-a făcut și Dan să înțeleg că arată mult mai bine așa. Este peste tot, full protection, 360 de grade. Haideți cu alte modificări. Ce bine arată Georgian, let's go. Am ajuns și la ATV Rom pentru a lua distanțiere. Luăm 3 pe față, 3 pe spate. Aoleu, să oprim muzica, bă, că nu mai mi-au bănuți, bă, dar mă rog. Mă duc să le iau, să le vedeți direct pe ATV voi. Opa! Gata, s-au achitat și distanțierele. Ne pregătim să facem ATV-ul ăsta. Ceva unic, mă, ceva frumos. Let's go! Și bum, mă simt ca la un diamant in the sky. Shine bright like a diamond. Asta pentru că în sfârșit, fraților, delimităm bestiuța. Mergem la vampiru. Tot astăzi la vampiru, adică în ziua 2, vom pune și distanțiere. Stați pe clip, cum vă zic mereu, pentru că vom face 0,60 de km pe oră. Comparație cu timp, tot ce trebuie, între limitat și delimitat, ok? Hai, ne vedem de la vampiru să facem treabă bună, let's go! Și bum, am ajuns, fraților, unde trebuie. Deja n-a stat 2 minute s-a apucat de el. Suntem aici cu, hai să dăm și noi mâna, prezinte-te puțin. Vampirul, Răzvan, vampiru. Răzvan. Lumea te știe de vampiru, să știi. Numele de scenă. Numele de scenă și cu? Andrei. Andrei de la Estec. Să umblă la calculator, ăsta este, să zic așa, beleaua cu pricina, care îmi ține mie ATV-ul, îi taie maul la 55 la oră. Spune tu vampirul, pentru că eu nu mă pricep, frate, ce se poate face cu acest calculator și nu numai. Păi, în prima fază se pot face multe chestii. Okay. Cine optează pentru delimitarea de 60 km la oră se poate face doar aia, sau cine vrea poate să facă și un soft de putere în care dânsul înnebunește. Cum a făcut Dan, să știți, diferența între ATV-ul lui Dan și ce am avut eu, Overland-ul ăla, era colosal de mare, de fapt este colosal de mare. Am pregătit tot astăzi în ziua 2 și distanțierele, haideți să vi le arăt așa rapid. Ia uite, în culoarea ATV-ului, cred, da, în culoarea ATV-ului, ia uite oranjul ăsta și a plecat. Mai am o întrebare, ce face cu low, frate, și cât îmi ia mie în low? 22 la oră. A râs toată lumea de mine. Păi nu, îi facem și delimitare de low pentru 60 de km la oră. 60 de km la oră, mamă! Și încă o chestie foarte interesantă, am văzut și la Dan, tot la vampirul v-am zis că l-a făcut. Nu mai trebuie să mai ții apăsat butonul de override.
S-au pus distanțele toate, dar o să vi le arătăm când dăm ATV-ul jos. Am ieșit într-o mică testare, acum când mi-a scris softul. Why the capul meu! De ce trebuie, tată, rău de tot? E nervos, rău de tot! Am ieșit în tura 2, s-a scris un soft și mai și... Mai... Wow! S-a mai scris încă un soft, mai puternic. Suntem cu distanțiere de data asta, am reușit să punem și distanțierele. Hai să vedem pe modul normal. Ăsta e! Wow! Mapa numărul 4 și mai și... Am ieșit din nou la testare să testăm mapa 4, cum ar veni cu mapa 3. Și-a plecat. Numai asta rămâne, asta îmi place mai mult. Acum îl testăm în L. Asta e, gata, asta rămâne. Gata, fraților, așa arată și cu distanțiere de 3 față-spate. Softul e ce trebuie, nu mai stă nici box aici, uitați-vă și voi ce am făcut. Ce mi-ai făcut, bă, frate, bă? Mă mai țin anvelopele astea? 3 luni cu softul ăsta? Fuge, tata, fuge rău de tot. Mă mai țin la curent, oricum vă las. Pentru cei interesați, aveți tot ce vă trebuie jos în descriere, ca să vă faceți și voi una alta, că e altceva, credeți-mă. Let's go. Priviți rezultatul final. Rezultatul final pe ziua 2. Stați aproape, subscribe, pentru că vă dați seama că mai vin o groază de modificări. Uitați cum arată cu distanțiere de 3. În mod egal, față, spate, ambele de 3, pentru că n-am avut până acum și am vrut să văd cum arată și îmi place extraordinar de mult. Un lucru mișto este că atunci când faci direcția, poate să ți-l facă la ață sau cum să zice, mult mai lejer acum, că sunt egale. Astăzi o să dau jos oglinzile, că nu le mai suport. Scaunul pasager nu-l mai suport. Vedem ce soluție găsim să punem acolo o tablă, ceva, mai pe internet. Că tot de la partea frontală trebuie să schimb boxa, să vedem unde o punem, că nu-mi place aici. Se bălângă-ne, că acum putere. Da, fraților, putere. Pe TikTok glumim, aici pe YouTube totul serios. Vreau să vă spun că eu personal nu m-am dat în viața mea pe un ATV mai puternic decât acesta. La modul cel mai serios, ați văzut, s-a făcut delimitare, stage. Trage, tată, trage bine, rău de tot, credeți-mă. Am curat să mă dau cu mașinile acum, dar glumesc. Rămânem pe pădure și sunt mai mult ca niciodată curios să mă dau cu un Outlander 1000R, că este competitor direct. Credeți-mă că s-ar putea să îl facă. Avem prietenași cu 1000R modificate și să vedem cum se descurcă Georgiana, mă, Georgiana. V-am zis că dacă ajungem la vampirul, facem să fie bine. Ei bine, e mai mult decât bine. Jos în descriere, dacă vreți să vă faceți și voi orice, doar le scrieți, îi scrieți lui vampirul: hei, salutare, vin de la Goguci de pe clip, m-ar interesa și pe mine. Cu tare. Trebuie doar să ajungeți la el. Credeți-mă, este un băiat fantastic. Și el, și băieții de la Estec. All good. Acum să revenim puțin la scut, ca să-l vedeți și voi mult mai bine. Sunt super, super mulțumit de cum arată. V-am zis că aveam mixed feelings la început, acum chiar îmi place cum arată. Avem așa protecțiile astea pe la burduf, putem lua nămolul cu ușurință de acolo și de peste tot. Pe laterale, inclusiv pe aici, la colțurile astea laterale. Haideți să vi-l arăt și de desubt, că știu că sunt curioși pe aici. Ia uitați. Scuze, Iron Baltic. Man. Vă dați seama că de-abia aștept să îl testez cu adevărat în pădure. Pe urcări, pe coborâri, pe viraje și așa mai departe. Încă o chestie foarte interesantă este că înainte de a delimita ATV-ul, nu mi urca mai mult de 5000 de turații în N. Nu conta sportul, modul în care sunt. Cer eu scuze. Să duce, tată, până în America! Acum vă întreb și pe voi. Dacă dau jos acest scaun, ce-mi recomandați? Lăsați-mi jos în comentarii ce recomandați să pun aici. Mi-ar plăcea o mini lădiță, cam atât de groasă, deci să nu depășească atât. Și să am un spațiu de depozitare pentru baterii, pentru chestii mai micuțe, nimic fancy, poate niște sticluțe mici de apă și așa mai departe. Și totodată să-mi spuneți ce modificări ați vrea să mai vedeți pe lângă cele programate deja de către mine. O să avem mari surprize pe canal. O să fie ATV-ul ăsta one of a kind, asta vă garantez. Urmează să vină coletul cu lumina de aici. O schimbăm și pe aia din spate, o facem să fie. Haideți să punem contactul să vedeți. Uitați, am pus contactul, nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar acesta este mult mai roșu decât acesta. De fapt, mult mai roșu. Are o tentă mai roșie decât acesta.
Și acesta este și mai puternic decât ce-am pus eu. Și trebuie să rezolvăm treaba asta, că mie nu-mi place deloc. Vreau să fie on point. Operațiunea LED. Haideți să vă arăt cum am făcut. Nu am filmat, credeți-mă, sunt singur și mi-a fost foarte, foarte greu. Se dau capacele alea negre de aici. Haideți să vi le și arăt. Astea se dau jos de aici, din partea asta și din partea asta. Aici e capacul ăla de la siguranțe. După pasul ăla se dă jos racul ăla de inox sau din ce este, aluminiu. Vine așa pe aici. Următorul lucru a fost să scoateți toate șurubelele astea de pe aici, astea micuțe. Clipsurile astea de aici, uite astea. Așa. După care ăsta se scoate din clipsuri. Tot ce vedeți negru aici se scoate din clipsuri. Ridicați ușurel de el ca să ajungeți la imbusurile astea 4 și ajungi la lumină. Lumina este prinsă în spate în 4 șurubele. 1, 2, 3, 4. Iar acum urmează să-i dăm o gaură aici. O gaură aici. Haideți că a venit și Claudiu în ajutorul meu. V-am arătat LED-ul jos și am venit așa, cu opțiunea asta. Am făcut o gaură mică, mică de tot acolo ca să pot să suflu cu aer comprimat. O gaură mai măricică aici. Vedeți? Și aici și aici, că n-am știut cum să-l băgăm, dar mă rog, am reușit până la urmă. Și am pus banda LED, am făcut legăturile și acum am luat bișondul ăsta. Să nu mai facă condens, să nu intre apă și așa mai departe. Adică, cum am făcut aici, trebuie să-l refac și pe ăsta. Îl dau jos și-l fac ca lumea. Așa arată situația până acum. Am făcut legăturile cât de frumos s-a putut. Adică chiar le-am pus ca lumea, am pus conectori, n-am mai stat cu fire lipite. Adică, hai, ne-am dat și noi puțin interesul. Au venit LED barurile, pentru că am luat mai multe. Și by the way, știu întrebările voastre, de unde ți-ai Gogucii LED barurile. Eu și Dan ne luăm LED baruri de pe XTC Light, de acolo le avem. Rezistă, nu sunt foarte scumpe, dar pregătiți bănuți pentru că încearcă Gogucii să vă facă rost de un cod de reducere, ca să luați și voi redus, da? Tum! Am fost să luăm pachetul, să luăm ceva frumos. Ce v-am zis? Ia uite, LED bars. Salutare! LED bars, v-am zis, de la XTC Lights, sunt LED-uri de calitate, 3 ani în garanție, oameni cu foarte mare experiență, nu e mă că reziste, uite, oricum se zgrie pădure, lasă-l. Se zgrie pădure. Oarecum, oameni cu foarte mare experiență, nu, lasă-le că le băgăm tot așa. Aici mai avem o bucată fix la fel ca aceea, nu trebuie să mai desfacem, da, este fix la fel ca aceasta. Eu încă n-am luat decizia pe care îl punem, din nou, ăsta e la fel ceva premium, frumos. Ce e mișto la acești băieți, v-am zis, deși nu am avut probleme niciodată cu ei, mi-au fost recomandați pentru că garanție și pentru că se rezolvă problemele imediat, dacă ele există, să spunem așa. Avem cablaje, butoane. Ia vedeți butonul ăsta. Rezistent la apă, adică așa oricum. Ia uite. Frumos, mă, pe ghidon, pe ăla. Așa se prinse situația până acum. Am pus releul acolo, l-am legat lângă baterie. Am tras cablajele pe acolo, am venit cu ele așa. Bam, 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 bam. Sunt până aici, mai am de lucru până în față. Butonul l-am tras așa, pe sub ecran și aici. Le trag de acum pentru că tot am dat jos toată bara asta pentru această lumină și dacă tot nu am nimic aici, mi-e mult mai ușor să trag curent. Următoarea zi, ăsta e stadiul în care mă aflu cu luminile. Arată impecabil. Am tras cablaje, uite-le aici pe toate, plusul de la baterie. Acesta este, ăsta e LED barul și astea sunt astea mici. L-avem pe ăsta mare, l-am făcut portocaliu, desigur, să meargă. L-avem pe ăsta de aici, pe ăstea mici de aici. Ăsta și cu ăsta, tratament ceramic și toate cele, urmează și acestea. Acesta este rezultatul aproape final al luminilor și spun asta pentru că urmează să mai punem lumini. Nu vă dau mai multe detalii, stați aproape. Și avem așa, astea două mici de aici, asta de aici, asta de sus, asta e alea TV-ului. Deci acum face o lumină incredibilă, ceea ce înseamnă vlog de noapte, dacă spamați în comentarii. După cum bine vedeți, am făcut și o spălare corectă ca să nu mergem la vampirul murdari, să nu ne murdărim în timp ce lucrăm la el. Bine, el lucrează la el. Și da, ne vedem de la vampirul. Let's go! Gata, ai și valiza. Ai și valiza, doamne, în sfârșit. Câte chile are vampire? Un porc, fraților. Deci o să câștig și greutate. Nu știu cât o avea. 10 kg. Știu că aia de la Spider are 11. Asta cred că are mai mult, că e mai mare. By the way, este ziua, nici nu mai știu care. Haos total vlogul ăsta, dar măcar vedeți modificările. Și acum vă dați seama că suntem tentați să-i dăm o cheie, dar nu o să-i dăm, că face urât. Wow! Mamă! Wow!
Vampire, ești magician. Ești magician. Și a plecat primul video după modificare. O să pun eu microfoane să auziți mai ca lumea cum se aude, dar face bine rău. Gata cu evacuarea, Dorica îi dă cheie. Ia să vedem, dă-te la barte că scoate flăcări, bă! Ma! Ia uitați monstrul ăsta, bă! Bă, ce bine se aude, mă! Nu se justifică acum, dar o să pun eu microfoane pe aici ca să o auziți cât mai bine. E, bă! Ia uite câtă gură are, tată! Wow! Ma! Bine, bă, bine, bă! Uruie, uruie! O să dea flăcări, Dorica! Ia uite, s-o sucă la păr. Nu uitați, scrieți-vă vampirul, vă las jos în descriere, mesaj, telefon, ce vreți voi, orice întrebare, are de toate, după cum vedeți aici o groază de chestii. S-a eliberat aici, nu mai e cald în zona asta, nice. Mi-a pus și ce ăsta, velcro, ce ăla? E ceva ce a pus peste gaz ca să nu se mai încingă, pentru că se încingea. I-l-am dat o tură lui Dorica, s-a auzit și voi sunetul ăsta, și eu la fel. Dorica! Mai trebuie să mergi un metru cu el. Hai că acolo ia-și vampirul. Ai grijă că are putere mare rău de tot, da? X10-le, că e prima oară când mergi și dai în gură ca lumea. Prima dată când mor pe TV. Când îți iei mă la TV-ul? Că lumea se întreabă. Peste o lună. Peste o lună? Vine Dorica pe canal, stați ușor. Ia uzi. Pe canal, bă, nu pe canal. Ia vezi. Primul X10 din România, cel puțin, cu evacuare custom. Trăiască vampirul. Miroase a nou, băi! Ia vezi. Bun, acum hai să vedem și niște cifre, să vedem o comparație, niște timp între acest ATV stock și după delimitare. SMH 2x4 și hai să vedem cum se descurcă. Aia a fost. Voi vedeți timpul pe ecran. Acum, hai să vedem după delimitare. A avut un mic delay la început și a plecat. Doamne, cât de forțos e. Mamă, și-a luat. Oh my god, câtă putere are, fraților, după delimitare, să-i spunem. Doamne, n-am mers în viața mea până la TV atât de puternic. Punct. Deci nu există așa ceva. Acum haide să recapitulăm așa puțin ce s-a făcut la ATV. Sub nicio formă aceasta nu este forma finală. Mai avem foarte mult de muncă. Poate suspensie, poate jante. Vedem ce spuneți și voi. Lăsați jos în comentarii ce ați vrea să mai facem, pentru că mai avem o groază de LED bar-uri. Putem să le tot schimbăm și așa mai departe. Am pus așa aceste LED baruri, acesta i-am pus folie, două folii, una galbenă și una roșie, ca să dea portocaliu. După care m-am dus și am cumpărat folie portocalie direct și am pus pe aceste LED baruri. Toate sunt de la XTC Lights, vă las jos în descrierea acestui clip linkul de unde puteți să vă cumpărați fix ce vedeți aici. Ăsta este pe mijloc, l-am pus așa frumos. Haideți să le aprindem totuși ca să le vedeți. Se aprinde aici de la acest buton care este tot de la XTC Lights, este waterproof. Bum, și când îl aprinzi luminează și așa se vede lumina. Se vede foarte mișto, tocmai am chiorât. Mai departe, tot în partea frontală am pus și această pânză pentru a-mi proteja radiatorul, să nu mai pățin ce am pățit cu Georgiana veche, pentru că Dan îmi tot dă pietre, hai că nu mai știu să mai vorbesc. Am pus aici două claxoane, nu pot să vă arăt cum se aude acest ATV când claxonez, pentru că aș deranja vecinii de aici, dar sunt două. Unul dintre ele este foarte puternic, este de mașină.
celălalt este OEM. Și stați aproape că mai am un claxon pe care vreau să-l pun în altă parte. Am făcut tratament ceramic, tot ce înseamnă plastic, pentru că tot ce înseamnă negru lucios, aveam deja PPF la sen, pus la sen 92 cu tratament ceramic, cu UV și așa mai departe. Dar ce am mai făcut eu? Tratament ceramic pe tot ce înseamnă plastic, tratament ceramic pentru plastic, inclusiv pe aici, pe interior, la toate roțile și aici unde vin picioarele și respectiv unde se strânge foarte, foarte mult nămol. Aici, în partea de sus de la ghidon, am pus un ram mount aici, mai avem un ram mount acolo și mai avem încă un ram mount aici, un ram mount aici, pentru că GoPro 13, vă dați seama că o să luăm mai multe bucăți, de la 7 în sus, ca calitate germană, tot. Eu am dat o comandă puternică, Europa, China, America și așa mai departe, o groază de chestii, încă trebuie să mai vină, printre care mai multe seturi de manșoane. Am ales să merg cu acestea deocamdată, pentru că sunt într-o tentă asemănătoare cu cel original. Am vopsit aceste chestii, ăsta de la frână, cu ăsta de la modulul de 4x4, de deasupra, le-am făcut la fel în tenta asta. Aici am încercat eu cu o folie portocalie peste acest sifor, am vrut să fac tot ăsta, dar mai încercăm că mie nu-mi iese. Am tras frumos curent de la baterie, cu siguranță releu și tot ce trebuie pentru lumine din față. Am coborât ATV-ul, el stoc vine cu 8 mm aici, l-am făcut de 6, adică minimum, nu pot să-l cobor mai mult de atât. Și o să vedeți pe viitor, în următoarele vloguri, cum am dat niște rampe numai pe burtă, pentru că este destul de lăsat. Noroc că avem acest Iron Baltic. Iron Baltic pe care ați văzut, l-am pus la ATV Rom și recomand cu toată căldura, chiar protejează. Evident! Aici, în partea frontală, lumina asta la care am lucrat, credeți-mă, ne-au dat transpirațiile. Ea este super smart, are o groază de funcții în aplicație. Poți să alegi fiecare LED în ce culoare să fie, cum să jongleze lumina. Uitați, eu am setat să jongleze roșu de aici, de la dreapta către stânga, numai că se vede aici mai puternic decât aici, pentru că s-a sucit banda acolo. Nu este ceva profi, deși banda asta nu a fost ieftină, chiar am crezut că o să fie puternică. Atunci când îți cumperi o bandă și este RGB, sRGB, RGBW și așa mai departe, nu mai știu denumirile, dacă nu este white și atât, nu este la fel de puternică. Dacă vrei ceva puternic, white și atât, ceea ce voi face eu în curând. Mi-a recomandat Dorica pe cineva? Vedem ce iese. Chinuială mare și la banda din spate, este al doilea LED pe care îl pun și după cum vedeți nu este la fel de puternic ca acesta și am aflat și de ce. Atunci când pui bandă LED în acest, să-i spunem, plastic, ea se lipește din spate. Aici avem banda LED foarte apropiată de chestia asta roșie. Aici este mai în spate. Trebuie să găsesc o soluție să apropii banda către chestia asta roșie de difuzie. Mi-a făcut condens pentru că prima oară când am lipit aici nu am avut mastic, silicon, n-am avut nimic, am dat cu niște plastic și s-a topit și a intrat condensul. Dar nu este problemă că se rezolvă oricum, am dat comandă de piesă, spate, piesă față, punem pe original sau ne mai jucăm cu astea, vedem, oricum arată bine. Am mai pus aceste șufe pe portocaliu, desigur, și în spate, dar și în față. Pentru că, na, portocaliu și o să-mi fierbă portocaliul la acest ATV. Pe off-road leg cheia de aici, după cum vedeți. Am vopsit RGVC-ul ăsta, schimbătorul de la RGVC, în portocaliu, pentru că n-am vrut să mai iau altul. Arată bine, i-am pus și PPF, tot ce trebuie ca să nu zgăriem, vopsaua. Am ales evacuare pe partea stângă și atât, și nu două, din două motive. Unu, sună mai agresiv așa, este mai tare sunetul, nu mai tare, mai puternic, mai grosolan așa, mai manly. Eu, dacă puneam două, nu caut neapărat să sune tare, să-mi dea iar sângele pe urechi, iar să editez o groază la audio de pe vloguri și așa mai departe. Nu mă interesează foarte mult cum arată, deși arată bine, mă. Ia uitați câta gura. Mă interesează, v-am zis, să sune gros, nu tare. Atenție! Aici nu știu dacă v-am arătat până acum, dar am capitonat, pentru că mai pui o baterie, un GoPro, un telefon, o chestie, o trebuie să nu ne batem joc, că este full PPF, tratament ceramic, protecție UV, știți deja, am făcut la SN92, nu mai este o bucățică de plastic fără PPF, which is nice, inclusiv pe ecran. Mat, ca să nu mai avem reflexii. Și cam astea cred că sunt modificările. Sincer să fiu, cu siguranță omit ceva, dar nu contează, pentru că dacă dați share, comentarii, like, subscribe, puneți notificările, vin vloguri foarte, foarte des. Let's go! Și acum outro. Vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat la acest vlog. Stați aproape că vin altele. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Suc!